Acțiunile de monitorizare a modului în care sunt respectate condițiile de izolare voluntară la domiciliu și prevederile ordonanței militare s-au concretizat în data de 24.03.2020 cu verificarea unui număr de 3.829 de persoane aflate în izolare voluntară la domiciliu și 106 unități economice. Au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurii autoizolării cu o valoare totală de 18.000 de lei. De asemenea, au fost aplicate alte 41 de sancțiuni contravenționale pentru încălcări ale altor prevederi legale impuse prin regimul stării de urgență în valoare de 107.190 de lei. În intervalul orar 22-6 au fost aplicate 34 de sancțiuni în valoare de 77.400 lei persoanelor care au încălcat articolul 5 din Ordonanța Militară numărul 2 privind interdicțiile de deplasare. La aceste acțiuni de monitorizare au participat 271 de polițiști, 86 de polițiști locali și 130 și 2 de jandarmi. Atragem atenția cetățenilor asupra faptului că începând cu azi, miercuri 25.03.2020, ora 12, intră în vigoare Ordonanța Militară numărul 3 din 24.03.2020, care prevede noi măsuri de combatere a răspândirii COVID-19 și anume, se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței, gospodăriei, cu următoarele excepții. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, asistența medicală care nu poate fi amânată și nici realizată la distanță, motive justificate precum îngrijirea, însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru al familiei, în apropierea locuinței, gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie domestice, pentru donarea de sânge la centrele de transfuzie sanguină, deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat, deplasarea pentru realizarea de activități agricole, deplasarea producătorilor pentru comercializarea de produse alimentare. Circulația persoanelor care au împlinit 65 de ani în afara locuinței gospodăriei este permisă numai în intervalul orar 11-13, strict pentru următoarele motive. A. Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie domestice. B. Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță. C. Deplasarea din motive justificate precum îngrijirea, însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie. D. Deplasări scurte în apropierea locuinței, gospodăriei legate de activitatea fizică individual a persoanelor, cu excluderea oricăror activități fizice colective, cât și pentru nevoile animalelor de companie domestice. Circulația persoanelor care au împlinit 65 de ani în exteriorul locuinței gospodăriei este permisă și în afara intervalului orar 11-13 dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole. Pentru verificarea motivului deplasării, angajații trebuie să prezinte legitimație de serviciu sau adeverința eliberată de angajator, persoanele fizice autorizate, titulari întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniști și persoanele care practică activități agricole vor prezenta o declarație pe proprie răspundere completată în prealabil. Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la mai sus, se va prezenta o declarație pe propria răspundere completată în prealabil. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe proprie răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar. În intervalul orar 22-6, circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei este permisă numai pentru motivele expuse mai sus. Începând cu data de 25.03.2020, ora 12, toate persoanele care intră în România vor fi supuse măsurii carantinării sau izolării la domiciliu după caz. Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora. Această evidență va fi actualizată și raportată săptămânal la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției. Această măsură se aplică începând cu data publicării Ordonanței Militare 3 în Monitorul Oficial al României, partea 1.